Aș vrea să citim versetul 6 și versetul 7. Deci Psalmul 47 cu 6 și cu 7. Cântați lui Dumnezeu, cântați. Cântați împăratului nostru, cântați. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Amin. Vă rog frumos, reluați locurile. Noi venim, așa cum știți unii dintre voi, din Cluj, din Biserica Albinii și câteodată le spunem unora că biserica noastră a pornit în 1973 de pe strada Cepei și în 1980 a ajuns pe strada Albinii și am ajuns și noi de la Ceapă la Miere. Asta e lucru mare. La noi ce a fost frumos, prin anii 80, în Biserica Albinii, acolo unde nădăjduim că și acum mai avem încă din Mierea Sfintelor Scripturi. Ce a fost frumos la noi în Albinii a fost următorul lucru. Rugăciunea a fost la loc de cinste. Au fost atâtea rugăciuni, atâtea lucrări ale Domnului, încât în urma minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut, vă spun așa doar într-o paranteză, un frate cu numele de Petrică, de undeva din județul Suceava, a fost adus în Albinii, era pe scaun cu rotile, a fost ridicat de doi, trei frați și dus în față, acolo unde se rugau fratele Iacob și Mandea, bătrânul, și cu fratele Vere și se rugau pentru bolnavi. Și când i-au făcut ungerea, omul acesta a început să țopăie cu picioarele alea inerte, pe care nu, de fapt nu le avea. Le avea, dar nu le avea, nu avea putere. Și sărea. Și cineva s-a dus și, vă dați seama, trebuiau doi frați să-l țină, că altfel, nu știu, făcea niște sărituri așa de mari și l-au întrebat, oprește-te, care e problema? El a uitat că picioarele lui nu mai au nicio putere și că-s paralizate. Și spunea, sub picioarele mele, zice, este un cuptor, e foc. Și zice, dacă nu sar, mă arde. Și sărea, el a uitat că nu mai are putere în picioare. Dar Domnul i-a dat putere. Și s-au alertat autoritățile și au venit și la fratele Vereji au spus cum era atunci împuternicitul cultului, așa era pus din partea comuniștilor, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și a zis, domnul Vereș, zice, vă rog frumos, nu mai faceți rugăciuni. Că dacă faceți rugăciuni, vă închidem biserica. Și fratele Vereș a zis, bine, nu mai facem rugăciuni. Și a declarat seri de repetiție. Seri de repetiție, de cântare. Și iar au auzit autoritățile că Domnul botează cu Duhul Sfânt, că Domnul vindecă. Bă, eu ți-am zis să nu mai faci rugăciuni. Și știți ce replică? I-a dat Domnul la fratele Vereș. A zis, noi am început să repetăm cântări. Și când ieșeau bine cântările de bucurie, începeam să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și când ne rugam, Dumnezeu cobora și vindeca și făcea lucrări. Dacă nu ieșeau repetițiile bine, eram supărat și iară ne rugam. Doamne, de ce nu ne-ai ajutat să... Și iară dădea Domnul har și iară vindecări. Și așa a făcut Dumnezeu. Așa au fost vremurile de atunci. Acum, din păcate, din nefericire, ne lipsește partea asta. Să știți că parcă mi-e clar așa, rememorez așa de bine, văd și știu fețele oamenilor care erau atunci în biserică, atunci când eu eram copil. Așa, nu erau crispate, nu erau închise, nu erau închistate, erau așa deschise, așa radiau bucurie de pe fețele lor. Și când se cânta, cântau cu toții, cântau cu toții. Și mai mult decât atât, în cântare, parcă ei se conectau și aveau o legătură directă cu Dumnezeu. Și era un frate, țin minte și acum,
Fratele a plecat la Domnul de mult, când l-am prins eu, când eram copil, aveam vreo 5-6 ani. Fratele era încă bătrân, înaintat în vârstă, slab, deșirat, așa, dar plin de râvnă pentru Domnul. Ăsta mergea și se ruga dacă auzea de un demonizat sau de o cauză mai specială. 3 zile de post, 10, 20, 40 de zile de post. Și el mergea să se roage și avea și rezultate. Și fratele Gal, bătrânul, când vedea în biserică, numai un frate, că el era cu ochi de vulturi, se uita prin biserică, numai pe unul să-l vadă că nu cântă, se ducea până la el, zice, ce-i cu tine? Nu ți-a făcut Domnul bine, hai și cântă. Și trebuiau toți frații din adunare să cânte și dădea Domnul har. Și acum țin minte cântarea de laudă în comun de atunci. Și mă bucur gândindu-mă că Dumnezeu poate să ne dăruiască și nouă așa ceva. Domnul să ne binecuvinteze. Tema pentru seara asta, cântarea creștină, m-am gândit să o aduc tema asta în fața voastră, cântarea creștină între uz și abuz. Între uz și abuz. Este o temă mai spinoasă, puțin în special partea a doua, dar vreau să stăm un pic așa în scriptură. Eu am aici și o agendă. Fratele Zaharia Bica, pe care unii îl știți, mi-a recomandat odată și a zis, auzi, ia-ți o agendă și scrie acolo tot ce îți dă Domnul. Și așa le-am zis și la alții. Pentru că vor veni zile de secetă spirituală și atunci te vei bucura. Și uite, mă bucur de lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Și probabil o să vă citesc și de aici, pentru că am notat câteva lucruri legate de cântare. Mai întâi, vedeți să vedem puțin niște criterii de discernere a unei cântări duhovnicești. Cântăm multe cântări, multe. Și în special în vremea asta, noi cântăm foarte, foarte mult. Și ne place cântarea și extraordinar. Și în Biblie, Tehilim, cuvântul acesta înseamnă laude sau psalmoi în limba greacă, de unde avem și psalmii, înseamnă cântări, în general sau uzual, acompaniate cu instrumente. Și atunci se cânta și acum se cântă. Și cântarea a avut în vremurile biblice, dar și în vremurile noastre are cântarea un loc special. Numai atâta să ne gândim că Biblia asta pe care noi o citim și care este așa de veche și așa de nouă, Biblia are o secțiune specială dedicată cântării, cântării de laudă. Este în Biblie parte de lege pe care o știm, cele 5 cărți ale lui Moise. Este parte istorică, deja de la Iosua, judecători, Samuel, împărații, cronicile. Astea sunt cărți istorice, dar este și parte poetică și profetică. Și în special în părțile astea, în poezie și în profeție, Dumnezeu a strecurat, a pus cu gând anume, cu scop anume, a pus cântare de laudă. Biblia este plină de cântări de laudă. Am citit un cuvânt din psalm și avem aici, uite, psalmul 47, dar psalmii sunt 150. Ba, au fost de-a lungul timpului și acum chiar studiez problema asta și m-am uimit că până la vârsta asta n-am știut. De-a lungul timpului, încă începând cu secolul 3, secolul 4, biserica a colecționat cântările din Scriptură. Amintiți-vă cântarea lui Marie și a lui Moise din Exod 15, cântarea lui Moise din Deuteronom 32, cântarea prea iubitului din Isaia 5. Și așa mai departe, sunt multe, cântarea lui Zaharia, cântarea Mariei. Biserica de-a lungul secolelor le-a colecționat aceste cântări și le-a atașat la capătul psaltirii. Erau acele cărți care conțineau numai psalmi, în biserica răsăriteană, în cealaltă, în biserica apuseană. Și la finalul acestor 150 de psalmi, ceilalți au 151, pentru că psalmul 9 și 10 le-au secționat, ei, la finalul psalmilor au atașat
o secțiune numită Odele. Și Odele, de fapt, sunt cântările din Biblie. Au adăugat și câteva apocrife, dar sunt frumoase și acelea. Pentru cultură generală le putem citi. Cântarea lui Manase, a omului care a fost reabilitat de Dumnezeu în urma păcatelor pe care le-a făcut, cântarea celor trei tineri din cuptor, dar nu fac parte din Biblie și nu le recomand. Dar de-a lungul timpului, biserica a pus un accent foarte mare pe cântare. Și astăzi, citeam într-o zi la fratele Wilkerson, la David Wilkerson, citeam o descoperire, o revelație pe care a avut-o el și înclin să o cred, să știți. Spunea el, văd prin Duhul Sfânt că în vremurile de pe urmă predica va începe încet, încet, încet să se estompeze, să iasă din biserici. Și văd preluând controlul în biserici muzica, muzica. Nu a zis cântarea, muzica. Și cred lucrul acesta. Deja sunt biserici care fac seară de colinde, că acum urmează sărbătorile, fac seară de cântare, fac seară de muzică. Și se insistă foarte mult pe linia asta muzicală. Și acum problema este că eu vreau să știu dacă o cântare pe care eu o ascult este bună, este de la Domnul sau nu-i de la Domnul. Din start, și mi-am notat aici, și nu vreau să vă otrăvesc capul și mintea cu exemple negative, dar vă spun așa, două, trei cântări sau versuri așa pe care mi le amintesc din vremea când ascultam și eu ce scoteau studiourile muzicale pe piață. Atunci nu era internet, nu era YouTube și ascultam de la casete, audio și așa mai departe. Și nu mică mi-a fost mirarea odată să aud o cântare în care compozitorul spunea ceva de genul: sunt corb, părinte, recunosc, dar sunt atins de vraja ta. Iar aici, în cercul nostru, încântător e tra-cra-cra. Gândiți-vă, asta a fost de la Domnul? Vrajă, părinte, ce părinte? Că poate fi un spirit al pădurii, și ăla poate fi părinte, considerat de unii. Și asta era și este cântare, că dacă cineva ar lua să facă istoricul muzicii, a cântării imprimate din România, ar găsi eu, alături de altele. Deja auzind așa ceva, sau, nu vă mai zic, auzind așa ceva imediat, zici, mă, asta nu e la Domnul, e foarte clar. Dar când auzi, și asta se cântă cântarea, și numai atâta vă zic, versul ăla, pot acum să declar, liber sunt în Hristos. E din Biblie, nu? Da, dacă am luat un pic teologia, să o analizăm, teologia noilor curente care apar în creștinism, în special în neoprotestantism, și să vedem că, de fapt, oamenii aceia, ei spun așa, noi proclamăm, noi declarăm, ce declari? Sunt liber, sunt campion, sunt tare, sunt mare, sunt înalt. Cine? Eu și numai eu. Și acolo e eul pe tron. Și atunci când eu vin în biserică și cântarea are 99% Biblie, că e foarte bogată cântarea aia în Biblie. E plină, impregnată de teologia lui Pavel, cântarea asta pe care eu v-am zis-o. Dar când aud versul ăla, eu nu pot să-l cânt. Pentru că știu că cei care spun pot acum să declar sau să proclam sau cum cântă, liber sunt în Hristos. De ce ești liber? Să faci ce vrei? Și imediat vine Domnul și zice, măi, trebuie să ai un aparat critic aici. Era prin anul 2000, așa, 2000, 2001, 2002 și mergeam la o soră la rugăciune. Avea lucrări de la Domnul, era un vas deosebit. Și eu aveam de multe ori în mintea mea de tânăr anumite nedumeriri cu privire la vase de lucru. Sora avea experiență, era mai în vârstă și o întrebam, uite ce părere ai de vasul cu tare, da, de predicatorul cu tare, da, aveam așa. Și se uita la mine și zice, știi ce mi-a descoperit Domnul? Dar nu numai cu privire la tine, zice așa în general, că va veni o vreme de mare confuzie și Dumnezeu va trebui să dăruiască încă de acum un selector, o sită,
Va trebui să dea un spirit, un duh de discernământ, de înțelepciune la fiecare din copiii lui, la fiecare din cei sinceri. Că zice, în momentul când tu vei ajunge să iei o decizie, tu nu mai ai timp să fugi, să-L întrebi pe Domnul. Dar atunci, în inima ta va trebui să vină Duhul Sfânt și să-ți spună, da, asta e bună, asta nu e bună. Și acum vine Domnul și în seara asta primul lucru pe care vreau să-l aduc în fața voastră este acesta. Criterii de acceptare sau de discernere a unei cântări, dacă e spirituală sau nu este spirituală. Și aici am ales un acronim, că îl ține minte mai bine, COR, C-O-R. Sunt inițialele la ceea ce vreau să spun. Odată, centrul cântării, sau tema centrală, sau ideea centrală, cum vreți să-i spunem, centrul cântării, apoi originea cântării, e al doilea element, și apoi relaționarea. O să vedem imediat despre ce este vorba. La ce se referă Domnul când vorbește despre un centru al unei cântări, de o temă centrală? Vedeți, sunt cântări care au în centrul lor și în special cântările alea de demult. Și știți care e provocarea? Și fac o paranteză aici. Provocarea este următoarea. Cântările de demult au fost primite în niște tipare umane, în niște oameni, ei le-au primit de la Domnul, prin Duhul Sfânt și au fost inspirate de Domnul. Și vreau chiar să vă citesc, am aici cântare dată de Domnul prin Duhul Sfânt la zile de jertfă în partea Bistriței. Și ascultați ce pătrunzătoare e, ce versuri simple are, dar, din păcate, ritmul versului merge foarte mult pe o cântare mai populară și, în general, tinerii nu mai agrează lucrul ăsta. Poporaș al lui Iisus, poporaș născut de sus, care mergi pe o cale vie ce duce în împărăție, partea ta pe acest pământ e mai mult de suferit, însă cum te bucura când drumul vei termina, căci te așteaptă Domnul tău să te ia pe brațul său. El te așteaptă cu atâta drag, poporașule pribeag. Frumoase versuri și pătrunzătoare și au fost date prin Duhul Sfânt. Și problema generală a tinerilor din vremea noastră este asta, că ei au crescut într-o cultură și li s-a infuzat un alt tipar muzical și nu le mai place, domnule, dacă vii cu o cântare așa mai veche, mai nu știu cum, nu le mai place stilul, că de asta se leagă, de stil, nu de cuvinte. Și asta e provocarea noastră, trebuie să găsim o soluție. Dar, închid paranteza, revin la criteriile acestea, la primul criteriu, centrul, că apar multe cântări, imediat vin alții și sunt foarte îndrăznesc și mă, mi-o dat Domnul, la toți le-o dat Domnul ceva. Și ei vin și spun, uite, asta e de la Domnul. L-am întrebat pe un tânăr odată, zic, cum ai primit cântarea? Păi zice, frate, stăteam așa la o cafea, m-am gândit și mi-am scris cântarea. Nu știu ce cântare ai primit. Dar primul criteriu, spuneam, centrul, trebuie urmărit într-o cântare, centrul cântării, să fie ce anume. Pe cântarea asta trebuie să-L aibă în centrul ei, pe Hristos, pe Dumnezeu Tatăl, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o primă explicație. Și am aici, o Doamne mare când privezi eu lumea, de-aia vă zic tot cântări mai vechi, dar știu că vă plac oricum și mie îmi plac. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Frumoasă! O porumbel cu pene sfinte. Iarăși, cântare veche. O vino iarăși ca pe vremuri. Mă încred în el orice s-a întâmplat. O cântare de mărire, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Cântarea mea e numai despre Iisus. Vedeți? Toate cântările astea pe care le-am amintit în fața voastră, îl au în centrul lor pe Iisus, pe Iisus Hristos. Mai sunt cântări și eu, a doua observație, tot la criteriul centrului, să zic. Mai sunt cântări care au în mesajul lor virtuțile creștine. Știți că sunt trei virtuți teologale, așa sunt numite, principale, credința, nădejdea și dragostea, dar mai sunt și altele.
Și atunci, imediat vin cântări în care auzim iubirea sfarma armelor putere, iubirea lui Dumnezeu, caută în lume adevărul dacă vrei ca să trăiești. Și așa mai departe, am aici anotate, vino lapa vieții și mai multe. Să aibă în centrul lor, să aibă niște virtuți pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Trei, a treia observație, tot la centru, la criteriul centrului. Să aibă în centrul lor scriptură, scriptură. Cu cât sunt mai impregnate de scriptură, cu atât mai puțin greșește compozitorul lor. Și așa de important să înțelegem lucrurile acestea. Centrul cântării este foarte extrem, extrem, extrem de important. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Cântăm cântarea asta și așa este. Dar dacă vine cineva și spune, și dați-mi voie să vă spun, și cântarea asta e veche, dar nu prea parcă cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Parcă eu sunt în centru, că eu mă simt. Strălucesc fețele, cântă adunare, ceva așa de veselie. Dar sunt altele care poate transmit o idee și mai egocentrică. Și e eul în centru. Și nu mai e Dumnezeu, că Dumnezeu se retrage. Țin minte că eram odată într-o misiune și asta cred că se aplică la slujirea fiecărui slujitor. Se aplică. E ceva general valabil, dar vă zic ce am pățit. Am fost într-o misiune undeva peste graniță, pe termen mai lung. Am ajuns într-o biserică în care nu m-au cunoscut frații și bine au făcut că nu m-au cunoscut, nu m-a deranjat pe mine. Am stat acolo în sală, liniștit. Și la un moment cineva a văzut că o față necunoscută e acolo, a venit, ai ceva, nu știu, dacă trebuie, bun, hai. Și am mers și am dat un îndemn. Biserica era mare, poate un pic mai mică decât a voastră, dar când am ajuns în următoarea zi acolo, din față păstorul de la învol, hai, și m-a dus acolo în față. Și m-am dus. Când am ajuns în față și gata, frate, în seara asta te pun la predică. Mulțumesc, frate. Pe când să mă ridic, s-a făcut o rugăciune înainte de predică și am auzit vocea Domnului care mi-a zis în felul următor: trage-te din calea mea, că dacă te pui de-a curmezișul lucrării mele, te voi lovi. M-am speriat. Am zis: Doamne, dar ce e aici? Și am înțeles că oamenii au căutat pe om să le vorbească omul și să nu le vorbească Dumnezeu. Și tremurând le-am spus: fraților, dacă e cazul în seara asta, eu nu mai predic, să vă predice Domnul. Și vedeți, mă uit aici, că revin la criteriile de evaluare, de acceptare, de discernere a unei cântări. E spirituală sau nu? În momentul când omul vine și se pune pe el în cântare și el se pune pe primul loc, nu știu ce e acolo. Vă mai spun că le iubesc și nu mi-e rușine să zic asta în fața tinerilor, iubesc cântările vechi, îmi plac. Sunt pline de Biblie, sunt pline de teologie și chiar dacă în România n-a fost până acum scris o teologie a noastră, locală să zic așa, noi o putem extrage din cântările pe care Duhul Sfânt le-a dat părinților noștri, să știți. Ascultați ce frumoase versuri a primit un frate de la Turda cu numele Nițu. Fratele Nițu era orb, era proroc și culmea că Dumnezeu, la orbul ăsta, dacă mergeau trei fete și doi băieți, bineînțeles căsătoriți, că atunci nu era voie să meargă fată cu băiat pe drum, că erau puși deoparte, erau excluși. Dacă mergeau, să zic, trei frați și două surori, orbul ăsta, măcar că nu vedea nimic, nu vedea. Mai sunt orbi care bâșbuie, mai văd, mai întrezăresc. Întindea degetul, zice, cât despre tine bărbatule, femeie, așa îi lua în ordine. Așa vorbea Duhul Sfânt. Și ascultați niște versuri pe care Domnul le-a dat la fratele Nițu. Și astea au ritm mai popular. Dar gândiți-vă la cuvinte.
Ca să vedeți centrul, centralitatea, persoana lui Iisus. Toate florile din lume de le-aș aduna. Nu-s frumoase ca și tine, scumpe Mesia. Toată strălucirea lumii de aici de jos nu-i asemenea ca tine, Domnul meu Hristos. Și refrenul. Tu ești crinul cel din vale, trandafirul din Saron. Tu ești mugurul din floare, tu ești scump, iubite Domn. Tu ești scump, iubite Domn. Nu știu, dar când aud că sunt și cântate, interpretate cântările astea, nu pot să nu plâng sau să nu fiu mișcat, pentru că simt, știți ce simt în cântările astea vechi? Dorul sufletului după Dumnezeu, acum nu-l mai avem. Știți de ce? Suntem supra-saturați cu predici, cu cântări, cu tot felul de mesaje pe internet. Atunci, abia așteptau oamenii să se adune, să plângă și să-L caute pe Dumnezeu. Centrul e primul criteriu de evaluare a unei cântări. Centrul. Îl caut pe cine? Pe cine? În ce? Și știți ce puteți? Chiar dacă poate, nu știu, nu vă dați seama dintr-o cântare, mă, nu pot da seama cine e în centru cântării. Luați toate pronumele din cântare și toate numele, dacă sunt acolo, bineînțeles că Hristos și Dumnezeu apare, dar mai apar și pronume personale, știți, și dacă apare eu sau mie sau îmi sau așa, toate relativizările astea verbale, dacă apar astea mai mult decât cuvântul Dumnezeu sau Hristos sau Duhul Sfânt sau altceva, atunci cu cântarea aia ceva nu e în regulă. Și atunci mai bine să nu o cântăm, pentru că Dumnezeu s-ar putea să se supere pe noi. Chiar dacă e frumos, că știți care e chestia, vă mai spun și asta tot din istorie, mi-mi place foarte mult istoria. Știți că în primele secole a apărut erezia ariană și Arie nu recunoștea Trinitatea, recunoștea numai pe Hristos, că așa, și până la urmă arianismul până în zilele noastre s-a perpetuat prin martorii lui Jehova, prin mormoni și prin alții. Ei, Arie a fost foarte deștept, foarte deștept. A știut că un vehicul pentru teologia lui, pentru ideile lui, un vehicul foarte bun este cântarea. Și toată teologia lui, antitrinitariană, a luat-o și a înmagazinat-o în cântări. Și cântările astea plăceau la auz, melodia, ritmul, armonia, cum era atunci, și intrau și în bisericile celelalte. Și s-au trezit părinții de atunci ai bisericii că biserici întregi o luau cu arienii. De ce? Deja s-a înrădăcinat în subconștientul lor ideea asta. Că, de fapt, Dumnezeu nu-i Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Că numai unul. Și-au luat-o razna. Și exact asta e problema în vremea noastră. Nouă ne place ceva nou. Că așa-s tineri. Ne place să explorăm. Țin minte și acum când eram copil și începuse în mine foamea cititului, prin clasa a doua, a treia, învățasem pe a întâia bine să citesc și dă-i și dă-i și am citit tot, dar mi-era foame să citesc și mergeam pe la bibliotecă și îmi luam cărți și citeam, dar îmi trebuia să aflu și altceva, și altceva, și altceva. Și era o foame în mine și asta cred că e în mulți, că așa a creat Dumnezeu să fie omul. Are o perioadă până la o vârstă, până undeva la 30 de ani, suntem în expansiune, la 30 de ani începem să coborâm. Ce am adunat până la 30 de ani din punct de vedere intelectual, aceea ne rămâne foarte, foarte mult, ni se imprimă foarte bine. Și mă gândesc acum în foamea asta de nou, imediat cei care au luat-o cu un pas înaintea bisericilor tradiționale, noi ne luptăm cu problemele noastre, cu necazurile pe care le avem și bine facem, să fim plăcuți lui Dumnezeu, să nu păcătuim. Dar vin ceilalți care zic, nu contează cum trăiești, contează numai să zici că lauzi pe Domnul, că îl primești mântuitor și gata. Și vin ăștia și compun așa ca pe bandă și pun cântările lor și încearcă să le substituie și să le adauge, dacă se poate, cântărilor noastre. Și atunci ce facem? Uite, un prim criteriu de evaluare este centrul, căutăm centrul. Al doilea, originea. Și acesta este foarte important, criteriul acesta, criteriul originii. Întrebăm,
Ne interesăm. Măi, cum a fost compusă cântarea asta? Mă interesează, îmi place, sună bine. Dar cum a fost compusă? Vreau să știu. Autorul ei, compozitorul ei, cum a primit-o? Și atunci, imediat, pot să mă duc pe urme și să văd exact originea cântării. Sunt cântări date direct prin Duhul Sfânt, spuneam, și ăsta e cel mai minunat lucru. Și mă uit în Biblie la cântările Scripturii, toate au fost inspirate de Duhul Sfânt. Dar parcă unele au o amprentă mai pregnantă a unei activități, pentru că aici la origine putem vorbi de factori externi și factori interni la origine. Îl găsim pe Isaia în capitolul 6, un om care se închină lui Dumnezeu și primește apoi cântările, amintiți-vă, Isaia 26 și Isaia 53, niște cântări uluitoare, care vorbesc despre Noul Ierusalim și despre Mesia care avea să vină. În Isaia 53, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și sunt primite direct de la Duhul Sfânt. Dar cum le-a primit Isaia? În urma rugăciunii. El era la casa lui Dumnezeu, era la templul lui Dumnezeu și se ruga. Era împreună cu alții, se rugau, toți se rugau. Și atunci când el se ruga, îi se deschid ochii și îl vede pe Dumnezeu pe un scaun de domnie mare și înalt. Și poalele mantiei lui umplu templul. Și aude serafimii și vede. Și serafimii strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Vedeți, centrul cântării lor era sfințenia lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu. Și atunci templul se umple de fum și Isaia începe cu adevărat să se roage, chiar dacă înainte poate a murmurat ceva, a vorbit ceva, dar în momentele acelea el începe cu adevărat să se roage. Vai de mine! Sunt un om necurat, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Au văzut ochii mei pe Domnul oștirilor. Și atunci Domnul începe să comunice, să vorbească cu el. Originea capitolului 26 din Isaia și a capitolului 53, care sunt două cântări minunate, originea a fost rugăciunea. S-a rugat, s-a rugat. Ei, dacă întâlnim un compozitor pe care știm, îl știm că e un om al rugăciunii, putem să-l acceptăm, domnule. E omul lui Dumnezeu, a primit de la Dumnezeu asta, prin rugăciune. Chiar dacă nu știm compozitorul cântării, putem să urmărim și altceva. Dacă acea cântare creează în noi dorul după Dumnezeu, dorul de a ne pune pe genunchi, de a ne ruga, de a striga la Dumnezeu, de a-L implora să vină în inima noastră, înseamnă că suntem pe drumul bun. Cântarea poate să fie, într-adevăr, o cântare dată de Dumnezeu. Prin rugăciune l-am găsit pe Isaia. Am găsit, și ăsta e un criteriu foarte interesant aici, la origine, un subpunct, să zic așa, tăcerea, tăcerea. Oameni care s-au rugat, amintiți-vă, Țefania 3:17. Zice, Domnul Dumnezeul tău e în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare drag, cu mare dragoste, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine. Dar în King James zice, va cânta în dragostea lui. Sau de bucurie va cânta Dumnezeu. Și mă gândesc că la un moment dat, Zaharia, mutul, care nu putea să vorbească, a primit de la Dumnezeu o putere peste el, a venit Duhul Sfânt, a scris pe o tăbliță niște cuvinte și apoi s-a dezlegat limba și a început să laude pe Dumnezeu și să proclame cântarea asta minunată din Luca, din capitolul 1, de la 68 în jos. Cântarea lui Zaharia. Tăcerea. Tac și-L ascult pe Dumnezeu în rugăciune. Și atunci vine Dumnezeu și îmi dăruiește o cântare și mă bucur de cântarea asta. Tot aici la origine, originea și poate cel mai important lucru este, că spuneam, factori externi, mă pun pe genunchi. Da, e ceva, se vede, m-am plecat pe genunchi, tac, e ceva extern. Da, factor intern.
Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ăsta e intern, ăsta e în interior. Și fără ăsta nu poate să lipsească nimic, nimic, nimic dintr-o cântare. Pentru că fără Duhul Sfânt nicio cântare nu este bună. Fără puterea lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu, a cuvântului, a Scripturii, nicio cântare nu este bună. Prin Scriptură fiecare cântare o luăm și o analizăm și vedem dacă e bună. Și observăm în Scriptură, vedeți, toate cântările care au fost date, au fost date de Duhul lui Dumnezeu. Inspirație directă de la Dumnezeu. Mai poate fi iarăși o origine a cântării, dar tot Dumnezeu până la urmă e centru, spuneam de centru, dar tot Dumnezeu e la inițierea unei cântări bune, a unei cântări spirituale. El e centrul ei. Dar spuneam, sunt factori externi. Poate să fie un necaz, o suferință, o experiență mai deosebită pe care cineva a avut-o cu Dumnezeu și aceea să genereze o cântare. Mă gândesc la Charlotte Elliot, femeia asta care a căutat în bisericile vremii ei, a căutat să-L întâlnească pe Dumnezeu și nu L-a găsit. Și la un moment dat, ea care era o cântăreață de muzică în lume, intră într-o capelă mică undeva pe marginea unui drum și acolo în capela aceea aude un cuvânt, un verset din Biblie și predicatorul inspirat de Duhul Sfânt rostește un cuvânt din Ioan, din capitolul 7. Pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară, zice Domnul. Ea se considera o lepădată, o femeie dată la o parte. Și ea a auzit cuvântul și predicatorul l-a repetat și a zis, da, pentru tine care zici că nu este pentru tine mântuire, că tu ești lepădată. Da, Dumnezeu zice, pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și femeia asta a izbucnit în lacrimi și atunci Duhul Sfânt a venit și i-a dat cântarea. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Asta a fost dată de Domnul. Mă gândesc la Nicolae Moldoveanu care e la închisoare, nu? Era la închisoare. Și a compus acolo peste 300 de cântări. Și într-o zi când gardianul s-a suit cu bocanci pe el și îl călca acolo și vedea gratiile, zăbrelele acolo, a venit Duhul Sfânt și a adus un vers de cântare. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier. Nu te uita la tine, ci uită-te la cer. Nu te îndoi, ci crede. Știți cântarea? Că după orice nori, un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Asta a compus-o. Vedeți, pot să fie niște împrejurări așa mai speciale. Și știți cum îi? Dacă strângi lămâia, iese sucul acru de lămâie. Dar dacă te duci și presezi o măslină, iese ulei, domne. Așa e și cu cântarea de laudă. Dacă omul în esența lui, că iară revin la tema originea, că asta e foarte importantă, că îmi dă Duhul Sfânt, da, e bun, dar are la cine să dea Duhul Sfânt. Eu sunt pregătit ca Duhul Sfânt să vină și să-mi dea ceea ce vrea să-mi dea. Sunt pregătit. Adică am capacitatea să aud vocea lui Dumnezeu. Fără naștere din nou. Fără întâlnirea aia personală cu Dumnezeu, transformatoare, în care să cad cu fața la pământ și să zic, ai milă de mine păcătosul, și să gem și să urlu și să strig după îndurarea lui Dumnezeu și să vină Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-și pună pecetea pe mine, să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să mă umple de Duhul Sfânt. Și atunci vine Domnul și zice, da, originea unei cântări, într-adevăr, are un factor intern care este puterea Duhului Sfânt și adevărului a Scripturii. Dar vezi că are și un factor intern, secundar, care este caracterul omului care primește de la Dumnezeu cântarea de laudă. Pentru că sunt cântări în mijlocul nostru care... Nu știu, au fost compuse pentru altcineva decât pentru Dumnezeu. La origine sunt, nu știu, au altceva decât amprenta, pecetea lui Dumnezeu. Au fost compuse pentru un copil, pentru o iubită, pentru un iubit
Și noi le-am luat, că ne-am gândit că poate sunt bune, poate sunt așa și... Țin minte și acum când... Și mi-a rămas așa imprimată în minte imaginea asta. Era un grup, când eram eu copil, cântau atunci cu chitară electrică și cu... Și nouă ne plăcea. Se făceau nunțile atunci în cort, încă am prins și perioada imediat după 90 și cântau frații ăștia, domne, cu chitară. La un moment dat, unul din ei pe chitară electrică a făcut un glisando așa mai ciudat și oamenii au început să strige hața neca, au crezut că a intrat un porc în cort. Făceau ei, făceau tot felul de chestii acolo. Și o cântare ce mi s-a imprimat imaginea ei în minte. Zice, dacă mă iubești, dacă mă iubești, voia mea o împlinești. Bun, că asta era refrenul. Și strofa era iară frumoasă, că zice, glasul Domnului răsună din cer pe pământ. Bun, și Domnul zice, dacă mă iubești. Dar era la masă, am observat și am rămas, spuneam așa, imaginea asta, era o femeie cu cercei, toată aranjată așa, și un bărbat. Și ea făcea, dacă mă iubești, voia mea o împlinești. Pe ce voi ai tu? Poate să-ți cumpăr ceva, să-ți dau niște bani, să te duc la mare, să te duc nu știu unde. Ce înțeleg oamenii din cântările noastre? Originea unei cântări. Factor extern, da, mă rog, Domnul îmi dă, nu stau la cafea, nu stau la taclare, hai să scriu. Nu. Mi-amintesc ce am citit de fratele Costache Ioanid, pe care voi îl știți și mulți dintre noi ne bucurăm de cântările și de poeziile pe care el le-a compus, le-a dat Domnul. Omul acesta cum compunea cântările, poeziile lui, în special poeziile, amintiți-vă de poezia Tâlharul și alte poezii minunate, cele 7 bătălii de pe Golgota și altele. Cum le compunea? Mergea acasă, mânca ceva, dar așa rapid, își lua haina din cui și se ducea. Și umbla prin oraș, în special prin locuri pustii, pe malul apei, se ducea, se gândea, se ruga. Era într-o înfrigurare așa și într-un gând așa conectat cu Domnul și familia știa că urmează 10, 12, 14 ore în care Costache Ioanid nu mai vine acasă. Dar știa unde e, e conectat cu Domnul. Și el mergea și se ruga. Și Domnul, ca la un arhitect, îi dădea planul unei poezii în minte. Avea memorie bună. Și după ce Domnul îi dădea tot și el frământa acolo, înaintea lui Dumnezeu, lutul ăsta al cuvintelor, imediat venea acasă și iară familia știa, nu mănâncă, nu bea, nimic. Și nu îl întrebăm nimic. Nu vrem să întrerupem legătura lui cu Dumnezeu. Se punea la masă și dă-i, scria și în câteva ore apărea o poezie. Că i-a dat-o Dumnezeu. Dar asta cred că era în urma rugăciunii, în urma cuplării pe verticală cu Dumnezeu. Și vine Domnul și mă întreabă, uite, originea. E foarte important originea. Și apoi, trei, relaționarea. Și asta e foarte important, criteriul acesta. Cum mă relaționez eu prin cântarea mea cu biserica? Pentru că spune în Biblie că o prorocie, și nu numai, o cântare, că până la urmă și cântările vin prin inspirația Duhului Sfânt, ca și prorociile. Trebuie să aducă zidire, sfătuire, mângâiere. Trebuie să producă ceva în inima oamenilor. Relaționarea. Cum se relaționează cântarea mea cu Scriptura? Are Biblie, n-are Biblie, contra Biblie sau conform? Și atunci vine Domnul și zice, uite, astea trei lucruri sunt foarte importante. Astea mi le-a pus Domnul pe inimă. Centrul unei cântări, originea unei cântări și apoi relaționarea. Mi-aduc aminte că povestea fratele Negrușer, păstorul nostru, la ei în Bistrița, prima lui experiență cu un botez așa mai puternic, mai profund, cu Duhul Sfânt, a fost următoare. Era copil, s-a dus acolo unde era stăruința, erau mulți oameni adunați, frați, surori. La un moment dat, o soră începe să cânte în altă limbă, o altă soră se ia și cântă aceleași cuvinte, aceeași melodie în altă limbă, un frate, un alt frate, o soră și așa mai departe. Și când se uită, un cor de 47 de oameni cântau aceleași cuvinte în altă limbă, aceeași melodie și stăteam și se uitam, ce e asta, domnule?
Și vorbește Duhul Sfânt printr-un proroc și zice, știi ce e asta? Nu știu. Asta e cântarea lui Moise, pe care o cântă într-o zi, cei răscumpărați, cântarea lui Moise. Ei o cântă, o cântau în limba ebraică, o cântau, cântau. Și era cântarea lui Moise și o cântau toți, pe același ton, pe aceeași melodie, extraordinar. Și acum vreau să vă mai spun iarăși ceva aici, în încheiere la punctul ăsta, cu criteriile. Dacă Dumnezeu a creat cântarea să fie trihotomică, nu știu cum să o numesc, că nu e triunică. Dumnezeu e triunic, El e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Dar are trei elemente și cântarea. Are ritm, are melodie și are armonie. Are trei elemente principale. Ei, într-o biserică e foarte important, și nu vă citesc, doar vă amintesc, e foarte important să se audă mesajul. Mesajul, pentru că Dumnezeu lucrează prin mesajul cântării, prin cuvinte. Scrie undeva într-un psalm, nu mai știu dacă nu chiar în 68, zice, în frunte merg cântăreții și în urma lor cei care bat ritmul, acolo scrie, și cei cu instrumentele. Și atunci, eu asta înțeleg, că Dumnezeu apreciază acea cântare în care mesajul e proclamat, mesajul lui Dumnezeu, mesajul biblic, mesajul cântării. Și apoi, în urmă, este ceea ce urmează, armonia, ritmul și așa mai departe. Foarte important. Haideți să ne uităm puțin la 1 Corinteni, capitolul 13, că de aici vreau să extragem iarăși niște nu-uri, dacă vreți, abuzul. Am vorbit de uz, acum vreau să vorbesc puțin de abuz în cântarea de laudă. Aici e orchestra iubirii lui Dumnezeu cântând cântarea spirituală din 1 Corinteni, din capitolul 13, cântarea cântărilor biserice, așa a numit-o cineva, și e foarte frumoasă, 1 Corinteni, capitolul 13. Aici vorbește de la versetul 1 la 3 de valoarea dragostei, de la 4 la 7 virtuțile dragostei, de la 8 la 13 victoria dragostei. E o cântare minunată, minunată. Dar există ceva aici pe care vreau să extragem noi, să vorbim despre ce înseamnă abuz în cântarea de laudă. Primul abuz pe care vreau să-l aduc în fața voastră este contemplația. Și toate patru sunt cu litera C, cu litera C. Contemplația. Spune aici, dragostea nu se umflă de mândrie. Versetul 4, dragostea nu se laudă pe sine. Am întâlnit cântăreți. Și asta e o greșeală destul de mare și frecvent. O întâlnim. Cântăreți care merg să cânte la biserică și am întâlnit, să știți, la noi în Albini se face transmisie online și am întâlnit frați și nu mică mi-a fost mirarea să-i întâlnesc să zică, mă, în sfârșit am fost și eu la voi și m-am văzut pe internet. Contemplația. Mândria, lauda de sine, egoismul. Și vine Domnul și zice, nu, asta nu, nu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește, a zis diavolul. Nu, n-am nevoie, eu sunt fiul lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți demonstrez. Și întâlneam, să știți. Eu am învățat la acordeon, când am fost copil, am o istorie tare interesantă cu acordeonul, atât am plâns până mi-a ieșit sânge pe nas ca părinții să-mi cumpere acordeon. Și mi-au luat. Și veneau frații la rugăciune, miercurea, la noi, la acasă, la stăruință, și eu cântam așa, trăgeam de acordeon și cu o clapă, așa îi deranjam tare la ureche, da? Nu mă interesa că mă certau. Eu cântam, domnule, până le prindeam nota, dar ei deja erau la 10-a notă înainte, dar eu tot căutam nota aia care mi-a rămas în minte. Până la urmă am învățat să cânt cu un deget, după aceea cu toate degetele, după aceea în oglindă am învățat să cânt și la baș. În oglindă, m-am uitat în oglindă, eram așa și... Bun, și am învățat și m-am dus în misiune și am venit în zona Aradului, sat chinez. Binezi, cred că da, sat chinez. Și mă duc în sat chinez și erau frații zlibuți atunci, erau pe acasă, nu erau plecați în Austria. Și mă duc acolo și eram eu cu fratele meu.
Și m-a întrebat unul din ei, știți să cântați? Da, zic, știu. M-a văzut și așa mai înalt. Mă, zice ăsta, trebuie să știe ceva. Și m-a pus să cânt. Și cânt do major, poporașul meu. Poporașul meu. Și am cântat și eu cum am știut. Și-o cam râs de mine. Dar îmi plăcea, domne. Dar știți cum cântam eu? Mă uitam, mă, ce bine știu să cânt. Așa cântam eu atunci. Și sunt astăzi cântăreți care cântă, vă spun. Și știți, vă spun mașia asta, așa în paranteză, nu vreau să dau nume, dar am întâlnit. Își pune pe YouTube un pic de clip acolo, o filmare, nu știu ce, făcută într-un studio profesionist și după aceea își pune pentru, nu știu ce, contactați-mă la numărul sau la așa și își pune el acolo. Ce e asta? Autocontemplare. Tămâiere de sine. Să uite, vizualizări, încă le trimite la prieteni. Bă, intrați și voi, că întrebă vizualizări. Ce e asta? Tămâiere de sine. Autocontemplare. În biserici. Asta e mai gravă. Mergem și cântăm. Cântăm noi, că avem instrumente și ăialalți nu sunt chiar la nivelul nostru. Ce e asta? Autocontemplare. Dumnezeu zice nu. A fost odată un caz și vreau să vi-l spun cazul acesta, pentru că s-a întâmplat undeva și a fost lângă Cluj un frate care a vorbit contra lucrării Duhului Sfânt și prin sora Lidia lui Simeonuc i-a ieșit lucrare. Și a zis, pentru că ai vorbit contra vorbirii în altă limbă, voi îngădui un duh de nebunie peste tine și odată atâtea vreme, nu știu, 3, 4, 5 vreme, a zis Duhul Sfânt cât. Și când s-au împlinit vremurile acelea, s-au dus niște păstori să se roage pentru el, să le libereze Domnul. Și demonii nu s-au uitat la cântare, că au început să cânte. Nu s-au uitat la rugăciune, că au început să se roage. Au început demonii din om să vorbească. Ăsta fugea, vă dați seama, și-a fost ordinat, diacon era. Fugea pe dealuri, rupea lanțuri, spărgea tot, nu mai putea nimeni domoli. S-a uitat la ei, voi veniți să vă rugați pentru mine. Tu te-ai certat cu soția, tu ai furat de acolo, tu ai făcut cutare, le spunea exact, tot. Și când a venit fratele Lazar din Borhan, ce era pe drum, demonii au simțit și au zis, acum eu fug că vine Lazar. De ce au zis demonii lucrul acesta? Fratele Lazar a ajuns în locul respectiv. Frații au zis, frate Lazare, noi nu mai putem să ne rugăm, că uite ce mi-au zis mie, uite ce mi-au zis, nu mai știm ce. Măi, oameni, și uite ce au zis de dumneata, că asta era cireașa, nu? Fratele Lazare a zis, nu, aici diavolul a vrut să mă facă să mă mândresc și omul ăsta să rămână încă cu demonii în el. Măi, oameni, haideți să facem o rugăciune de mărturisire și eu mă rog cu voi, împreună. Pe voi vă iartă, Domnul face imunitate, Domnul le liberează. Și așa a fost. Așa a fost. Și mă gândesc la exemplul acesta. Atunci când eu mă uit la mine și zic, eu sunt cineva, fac ceva, ce se întâmplă? Înseamnă că Dumnezeu e nicăieri. Când sunt eu, nu mai este El. Și Domnul zice să spui nu contemplației. Nu. Nu, dacă vrei să cânți așa cum îi place lui Dumnezeu, nu te uita la tine, uită de tine. Avem cântarea frumoasă compusă de fratele Emil Bulgăr, dacă în lume mai făcut o fereastră către tine. Ce înseamnă fereastră? Exact ce spune Domnul despre Ioan Botezătorul în Ioan în capitolul 1. El a venit ca să vorbească despre lumină. El nu era lumina. Dar a venit să vorbească despre lumină, ca oamenii să creadă în Hristos prin el. El era o fereastră și cu cât era mai transparent, cu atât se vedea Dumnezeu mai bine. Cu cât sunt eu mai transparent în față, mă trag într-o parte, mă trag în spate și zic toată gloria, toată slava să fie a lui Dumnezeu. Dacă a ieșit cântarea bine, slăvit să fie Domnul, dar știți care e cântarea aia cu har? Am citit odată la un om al lui Dumnezeu și m-a pus pe gânduri. Pentru că în perioada respectivă mergeam în misiune, aveam un grup, era frumos, era bine și în special la final frații zice, mă ce har o dat Domnul, mă ce har, erau seri de rugăciune, seri puternice, cu lucrări, cu descoperiri, cu lucruri minunate și mă ce har a fost, mă ce har a fost. Și atunci unii dintre noi înclinam să zicem, mă, da, a fost, într-adevăr. Și am citit atunci
la un om al lui Dumnezeu care a trăit prin secolul XVIII un cuvânt. Și spunea el în felul următor: când dă Dumnezeu har într-o biserică, atunci nu se mai mândrește nimeni că oamenii cad cu fața la pământ și harul e așa de mare că ei sunt prăbușiți acolo la pământ. Și harul acela îi copleșește pe toți. Fratele Ghițu din Câmpia Turzii e plecat la Domnul. S-a dus odată și a slujit în biserică, la predică, și o soră l-a sunat și a zis: am mers acasă, frate, și am plâns. Zice Ghițu: și eu am mers și eu am plâns, că și mie mi-a vorbit Dumnezeu. El a fost până la urmă o fereastră, o sticlă prin care se vedea Dumnezeu. Nu mai era el cineva, Dumnezeu transmitea prin el. Așa ar trebui să fie și cântările noastre. Nu sunt eu nimica, absolut nimic. Dacă Dumnezeu s-ar atinge aici, în zona asta, și n-aș mai avea corzi vocale. S-a întâmplat cu un frate din Turda, fratele Ondraș. Fratele Ondraș a avut o lucrare la Borhan și a zis așa: bărbatule, era om de slujbă, era prezbiter, era un om folosit de Dumnezeu, avea descoperiri, avea prorocii, era un om la cote înalte folosit de Dumnezeu. Și zice Domnul: bărbatule, nu pleca peste linia graniței, că dacă te vei duce, nu mă voi mai folosi de tine niciodată. Și s-a dus în America și a rămas în America. Și știți ce s-a întâmplat? I-au paralizat corzile vocale. Și când l-am întâlnit eu, el m-a ținut la binecuvântare în brațe și a avut și o descoperire pentru mine atunci. Și când l-am întâlnit, târziu, venise într-o vizită în țară, așa vorbea ca un gâscan, așa, nu mai înțelegea nimic. Și înainte era plin de puterea Duhului Sfânt. Să vină numai degetul lui Dumnezeu și să atingă corzile tale vocale. Sau cum îi spuneam la fratele Loi, care e la noi în biserică, și mereu îi spun asta: frate Loi, numai degetul ăsta mic dacă ți-l atinge Domnul, nu te mai descurci. Nu te mai descurci. Pentru că depindem de Domnul. Și atunci, mai bine să spun nu contemplație și să zic nu. Toată slava să fie a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Astea sunt chestiuni practice pentru noi. Pentru că se fac abuzuri, spuneam. 2. Spune nu comparației. Versetul 4. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se mânie. Comparația. Și am un exemplu așa de frumos. Într-o zi când citeam în Exod, în capitolul 25, mi l-a descoperit mie Domnul. În ce sens? Așa personal. Poate că nu s-a întâmplat chiar așa, dar m-am gândit așa la mine și la lucrare și așa. Mă gândeam așa. Moise primește de la Dumnezeu toată viziunea aceea din cer, cu locul preasfânt, cu locul sfânt, cu curtea, cu tot, cu cortul, cu tabernacolul din pustie. Și Moise zice: trebuie să aduceți aur, argint, materii vopsite, lemn și așa mai. Le-au zis tot ce trebuie să aducă. Și oamenii au început să meargă. Și acum îmi închipuiam eu, citind acolo în Exod 25, pe un om care stătea bietul de el cu o scândură, că tot a avut și el, o scândură de salcâm. O scândură de un metru și ceva, un metru jumate poate. Stătea el la codă. Se uita la altul: băi, ăsta aduce o pungă de aur. Ăsta la altul, o bucată de argint. Celălalt, niște materii așa vopsite, niște păr de capră, nu știu. Hai de mine, să-mi fie rușine, eu nu știu de ce stau eu. Dar au zis Moise că trebuie și lemn, măi, și eu numai atât am avut să aduc. Și stă el cu bucata lui de lemn. Și când ajunge în fața lui Moise, Moise zice: Domnul să te binecuvinteze, ia lemnul și îl pune pe Bețalel și pe ceilalți specialiști lui de atunci. Băi, lemnul ăsta, știți ce faceți cu el? Îl poleiți așa cu aur și îl puneți pe capacul ispășirii acolo. Și a ajuns lemnul lui, bucata lui de lemn fără valoare, în locul cel mai sfânt de pe pământ, din zona aceea, din timpul acela. De ce? Omul acesta a știut să meargă să-i dăruiască lui Dumnezeu ceea ce el avea. Haideți să nu ne mai comparăm cu alții în cântare. Are voce mai bună, are voce, e treaba Domnului, că Dumnezeu, El i-a dat ce i-a dat. Într-o zi, Sfântul Francis din Assisi stătea și se ruga în chilia lui și l-a deranjat foarte mult broștele din râu, că tot o răcăiau și făceau oac, și era supărat. Și s-a dus la geam și a zis: Doamne, oprește-o dată broștele să mă pot ruga. Dar a venit o voce la el, așa în mintea lui, în gândul lui: bă, dacă cumva și broștele se roagă, tu ce faci? Le oprim sau nu le oprim? Doamne, dă-le drumul la toate broștele din lume. Gata, mă duc. Și s-a început și el să cânte. Să intru și eu în rugăciunea asta cosmică și să-L laud pe Dumnezeu.
Nu mă mai compar cu alții, că altul are vocea, cum ziceam, ca de broască, urât. Da, nu. Și eu am voce de privighetoare. Eram odată la un studio, la înregistrări, că atunci când eram student, îmi câștigam existența din asta, la butoane acolo, și a venit un frate și stă lângă mine, zice, mă, nevastă-mea aici e privighetoare și acasă e ciocănitoare. Vedeți? Și Domnul zice, nu. Nu te mai compara, nu te mai compara cu alții, că X e așa, e greu, nu te mai compara. Dumnezeu zice, nu pismui și nu te mânia. Sunt unii care au un buton și parcă diavolul știe butonul ăla să-l apese, butonul mâniei, butonul supărării. Și în momentul când zice, oa, sora, uite ce ținută, fain, a avut, eu nu, ia așa, eu nu, ia voce așa, eu nu, fratele, cu tare, imediat vine diavolul și apasă butonul și te enervezi și te superi, zici, nu mai slujezi niciodată. Dar de unde ai vorbit, de la Domnul sau nu? Sau de unde? 3. Spune nu competiției. Avem iarăși în Biblie 2 Samuel, capitolul 2, când îl citim textul acesta, nu știu, îl citim cu un oftat de multe ori, se întâlnesc două echipe de băieți puternici, tari. Din partea lui David vin o parte și din partea lui Saul, Saul murise, dar a rămas locțiitorul, vine altă parte și se încleștează acolo în bătaie. Și dintr-o dată cad 24, dacă nu greșesc, de băieți, pentru că s-au lovit reciproc unul pe altul cu sabia. Și au căzut acolo lângă liazul de la Gabaon 24 de morți. Pentru că s-au angajat într-o competiție despre care imnul acesta al iubirii, al dragostei spune, dragostea nu se poartă necuvincios, nu jignește, nu lovește. Amintiți-vă de Eliab, cum l-a jignit pe David când s-a dus să-l bată pe Goliat. Și apoi dragostea nu caută folosul său, să nu spune nu competiției, nu căuta folosul tău, nu te căuta, nu știu, să te pui pe tine în fața celuilalt. Cum se mai întâmplau la întrecerile sportive, la olimpiadele alea de pe vremuri, că arunca așa piciorul și îl împiedica pe celălalt să nu poată să-l depășească. Nu. Noi nu suntem în biserică angajați într-o competiție, nu. Noi suntem angajați în lauda, în preamărirea, în închinare înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Și apoi ultimul lucru, și nu e ultimul, dar poate trebuia primul să-l zic. Spune nu compromisului. Compromis. Am întâlnit, să știți, și m-am bucurat enorm și rar am întâlnit, că acum în Cluj sunt din 2000 în Albini, din 2000-2001 în Albini. Înainte am fost în altă biserică din Cluj. Dar de atunci, din 2000-2001 și până acum, am întâlnit 2 sau 3 tineri care erau puși pe listă. Duminică slujești acolo, trebuie să dai un îndemn sau trebuie să cânți și Domnul te va ajuta. Și-a venit duminică dimineața și-a zis, frate, să mă ierți, dar am avut o ispită și mă simt murdar și n-aș vrea să-L supăr pe Domnul. I-am apreciat. Domnul vine și zice, dacă vrei să cânți, să aduci o cântare, un vițel cu coarne și copite, o cântare fără cusur, o jertfă fără cusur, spune nu compromisului. Nu te compromite, nu îngădui ca diavolul să vină să te compromită, spune nu. Și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Vreau să rămân la gândurile astea, am vorbit destul de mult, dar aș vrea ca Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Ceea ce am putut eu să vorbesc, să știți, e omenește. Poate că am și greșit și sigur am greșit, că cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Dar aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm. Și am pe inimă să facem așa o rugăciune înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, și eu, și voi, te rog frumos, ajută-ne să-ți lăudăm numele cu toată puterea, cu toată ființa. Știți ce am pățit eu personal? Că mă dau exemplu de slăbiciune, dacă vreți. Tot cu gândul, mă, ce o să vorbesc eu în seara asta la biserică? Eram odată pe Albini. Și tot, ce o să vorbesc? Mă tot gândeam.
Biserica era în închinare, cântau în comun, frații, și era o cântare frumoasă. Și așa cum apărea pe monitor afișată cântarea, eu când îmi aminteam, mă, stai mă că biserica acum cântă, hai să cânt și eu, cântam. Când s-a terminat cântarea, mi-a apărut iar așa un monitor, dar mare, toată cântarea pe el și apărea un vers, pauză două, alt vers, pauză trei, alt vers, altceva, altceva. Și au zis, Doamne, asta e cântare ce mi-a adus-o tu în seara asta mie. Am zis, Doamne, mi-e rușine. Mă răsplătești pentru, nu știu, trei versuri, cinci versuri, un sfert de cântare. Când cântă frații, fraților, haideți să ne rugăm să zicem, Doamne, ajută-mă să fiu un pic mai serios. Eu am luat, vă spun sincer, într-o zi harfa și am zis, gata. De acum înainte nu mă mai interesează că ăsta e aritmic, că eu am niște probleme cu când văd că nu pușcă bine finalurile și așa și un vers e mai lung și altul e mai scurt, nu-mi place. Am zis, gata, nu mai fac nicio diferență, mă pocăiesc. Iau harfa și cânt cântările lui Dumnezeu, de la 1 până la capăt. Și am luat harfa și am început să le cânt. M-am forțat pe mine, m-am disciplinat pe mine să iau cântările alea să le cânt. Și așa ar trebui să facem și în biserică. Ce, se cântă o cântare, eu nu prea sunt de acord. Nu. Tu nu ești aici la piață, cânt sau nu cânt. Tu ești aici să-L auzi pe Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să facem o rugăciune așa cum stăm în picioare. Doamne, cercetează.